Probabil una din cele mai întâlnite scuze pe care le-am auzit de când sunt eu antrenoare, nu am timp. Și acum o să o luăm așa, pas cu pas, să vedem. Mereu le spun fetelor că oglinda este cel mai frumos cadou pe care poți să ți-l faci. Nu se compară cu nicio rochie, nicio geantă, nicio mașină, nicio casă. Nu se compară aceeași bucurie pe care o ai când te uiți în oglindă și îți place ce vezi. Deci pentru asta lupți, pentru oglinda aia, să te placi. Să te uiți, să zici, gata, îmi place cum arăt, am încredere în mine, ce am de făcut astăzi, da? Și acum răspundeți tu la întrebarea asta. Să zicem că o să-ți atingi obiectiv. O să slăbești, o să ai abdomen, o să faci fesier. Răspundeți tu în mintea ta. Crezi că o să fii mai fericită? Crezi că o să fii mai fericită dacă îți atingi asta? 100%, nu, e o întrebare retorică. 100% o să fii mai fericită. Și acum întrebarea, nu am timp. Adică reacția asta, nu am timp. Păi tu nu ai timp pentru tine? Adică tu nu ai timp ca să fii fericită? Tu îți amâni fericirea asta pentru ce? Adică ce te face pe tine fericită? În așa fel încât să renunți la fericirea asta care este 100%. 100% este una din top fericire ale femeilor. Oglinda. Deci tu nu ai timp. Aloci timpul tău pentru cu totul altceva. Și în același timp îți amâni fericirea asta, nu? Că nu ai timp. Și mai e o chestie. Când nu-ți faci timp, spre exemplu, îți scrie un băiat care îți dă târcoale, îți scrie o fostă colegă de liceu și tu n-ai chef să te vezi cu ei. N-ai chef că nu consider că e timp pierdut, da? Atunci le spui, nu am timp. Păi și tu acum ai fix aceeași reacție față de corpul tău pe care în mod normal trebuie să-l iubești, să-l îngrijești. Tu îi spui lui, nu am timp? Adică tu îl tratezi cu aceeași indiferență. Nu am timp. Nu am timp mă de tine. Cum? Nu. Vreau să stau pe internet, să mă uit pe Facebook, pe Instagram, să pierd timpul, să umplu capul cu fel și fel de tine. Nu am timp de tine. Nu am timp. Deci la modul ăsta, tu nu-ți faci timp pentru fericirea ta, în final, să... Tu o să fii mai fericită, da? Deci tu o să ai energie, tu o să te simți mai bine, tu o să percepi altfel lucrurile care te înconjoară. Dar tu n-ai timp. Adică stai pe net minim. Eu pot să bag mâna în foc că stai pe net minim o oră, ca să nu zic mai mult. Pierzând timpul pe un fel și fel de site-uri și de conturi. Dar tu n-ai timp să fii fericită. N-ai timp. Până la urmă e alegerea ta. Dacă tu vrei să trăiești mai mult cu sentimentul de vinovăție, ăla că nu mergi la sală, că ai mâncat mult, că ai celulită, că te-ai îngrășat, că dai bani pe haine din ce în ce mai mari. Dacă ție îți convine mai mult sentimentul de vinovăție versus mulțumire și satisfacție și împlinire, e alegerea ta. E alegerea ta. Dar crede-mă că zâmbetul ăsta pe care îl vezi tu și energia asta este de la sport și de la faptul că mi-am dat seama că pot să fac ce vreau eu din corpul ăsta, nu să facă el ce vrea din mine. Poftele astea, înțelegi? Că și eu am pofte, dar pot să mi le fac și să-mi asum și în final să fiu mulțumită. Deci sfatul meu este să-ți faci timp pentru că este cea mai mare bucurie pe care poți să o faci. La finalul zilei o să dai seama, bă, atât timp cât am lucrat pentru mine, lucrez să fiu sănătoasă, să am zis, somn, energie, articulații, încredere, tot. Deci este cel mai ieftin medicament cu cele mai multe beneficii. Așa că, fă ceva, este pentru tine. Eu am descoperit asta și rolul meu, menirea mea în viață este să transmit această revelație pe care am avut-o eu și mulți alți oameni care sunt la fel de jovial și de motivați de sport. Așa că, fă timp, e pentru tine.